Potrivit deputatului de Gorj, în județ sunt așteptați ministrul transporturilor Răzvan Cuc și directorul Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga. Cei doi vor analiza la Târgu Jiu împreună cu autoritățile locale și cu parlamentarii stadiul implementării anumitor proiecte de infrastructură rutieră în județul Gorj. Mihai Weber a precizat că se va discuta inclusiv despre varianta ocolitoare, drumul care leagă Scoarța de Pitești și șoseaua care leagă municipiul Târgu Jiu de Baia de Aramă. De asemenea, vor mai fi purtate discuții despre viitorul drum expres Craiova-Târgu Jiu. Au fost scoase deja la licitație proiectul tehnic și studiul de fezabilitate pentru drumul expres amintit, iar valoarea licitației este de peste 6 milioane de euro. Vom avea, cred că săptămâna viitoare, așa am planificat în cursul zilei de ieri, o discuție cu ministrul transporturilor și cu directorul Companiei Naționale de Investiții, privind stadiul a tuturor lucrărilor importante pentru Gorj, lucrări de infrastructură rutieră. Și aici mă refer la centura ocolitoare, mă refer la drumul 67B Scoarța Pitești, drumul care pleacă din Târgu Jiu și este cam singurul tronson reabilitat din Gorj spre Baia de Aramă, Tismana Baia de Aramă. De asemenea, vom avea și cel mai autorizat glas al ministrului și al directorului companiei de a ne spune exact stadiul în care se află drumul expres. Și, după cum bine știți, deja a intrat în linie dreaptă, este nu numai studiul de fezabilitate scos la licitație, este un pachet și proiectul tehnic, proiectul de execuție, care înseamnă că scurtează durata de execuție acestei investiții. Parlamentarul de Gorj a mai spus că la Târgu Jiu este așteptat și ministrul culturii Daniel Breaz, fie în luna martie, fie în cursul lunii aprilie. Un alt oficial din guvernul Dăncilă, care are programată o vizită în Gorj, va fi cel al sănătății, Sorina Pintea. Înainte de vizita ministerială, trebuie să vină la Târgu Jiu într-un control la Spitalul Județean de Urgență, inspectorii Corpului de Control al Ministerului Sănătății, a mai spus deputatul de Gorj, Mihai Weber. De asemenea, vom avea vizită ministrului culturii în perioada următoare, deci toate aceste vizite pe care le voi prezenta se vor desfășura începând de săptămâna viitoare și în cursul lunii aprilie. O prezență importantă o așteptăm ministrul sănătății, sigur așteptăm corpul de control să vină, ordinul pentru a veni corpul de control este semnat de ministrul sănătății. Așteptăm să-și facă treaba și să vedem care este rezultatul și după ce vom avea raportul, vom trage concluziile necesare. Va veni ministrul sănătății pentru a vedea starea unităților din medicale din Gorj, punând foarte mare accent pe calitatea actului medical. Marius Budăi, ministrul muncii, a fost de asemenea invitat în Gorj. Ministrul va purta discuții cu sindicatele din complexul energetic Oltenia pe marginea scăderii vârstei de pensionare pentru mineri și energeticieni, dar și pe tema recalculării unor pensii pentru foștii angajați din minerit. Vom avea de asemenea vizita ministrului muncii, domnul Marius Budăi. În perioada următoare am stabilit deja câteva întâlniri cu anumiți lideri de sindicat din minerit, cu reprezentanța ai casei de pensii, pentru că sunt anumite legi care trebuie aplicate, trebuie recalculat pentru număr de cel puțin 4-5 mii de oameni din Gorj pensiile, pentru cei cu grupele speciale, grupa 2 de muncă, și aici mă refer la cei care au lucrat în domeniul minier. Sunt de asemenea câteva vizite pe care le așteptăm și din partea altor instituții. Asta înseamnă că sunt concentrate eforturi pentru ca în Gorj activitatea și activitățile să își desfășoare să se desfășoare activitățile într-un mod liniar și cursiv,